Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc frumos, Alin, pentru cântare. Mi-am adus aminte în timp ce cântam că nu sunt singur, că undeva de acolo de sus, nu numai Dumnezeu mă privește și mii de stele. Și oricât ar fi întunericul de gros, nu mă voi răptăci niciodată atâta cât îl am pe Dumnezeu. Mă bucur că am putut să ajung de un an de zile, n-am mai venit la Carmel și v-am mai spus, cred că și rândul trecut, știți ce înseamnă Carmel? Carmel este locul minunilor. Că acolo unde se urcă la un moment dat Ilie, poate să facă lucruri mari și îmi doresc ca aici în Oradea și oriunde, biserica asta, Ciprian, dumneavoastră, Dumnezeu să lucreze cu minuni mari. Nu numai anul ăsta, dar mereu, să se ducă vestea că asta înseamnă Carmelul. Și mă mai bucur pentru faptul că sâmbătă seara ați ales să veniți la biserică în ziua aceasta de bubotează. Nu știu de ce a început la noi în România și mai ales la pocăiți ca să fie dată la o parte. De ce să mai sărbătorim și sărbătoarea aceasta? Nu știu dacă ați observat că nici Crăciunul nu se mai vrea să fie sărbătorit. Dar este despre bubotează asta, ziua asta de botez a Domnului. Au vorbit mult și a sărbătorit inclusiv biserica primară. Vreau să vă spun că toate drumurile trebuie să ducă la biserică. Amin? Haideți să vă citesc ceva. Aș fi vrut să vă mai spun, dar nu vă țin în picioare. Vă citesc ceva, Luca, în capitolul 1, în versetul 15, cuvântul Domnului spune așa. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, se va umplea de Duhul Sfânt încă din pantecele mamei sale. Apoi, dacă ne mai ducem în Matei 11 cu 11 cu 11 este, mai citim un verset acolo care spune așa, Matei 11 cu 11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare ca el. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Am citit în seara aceasta două versete care sunt în antiteză. Unul spune, va fi mare înaintea Domnului și al doilea este prin gura Domnului Iisus și spune, totuși, este cel mai mic. Adică cum? Ori cel mai mare, ori cel mai mic. Vedeți dumneavoastră când este ziua de bobotează, când este ziua de botezul Domnului, noi de cele mai multe ori vorbim despre Iisus Hristos. Dar în seara asta o să învățăm despre altcineva care a fost mare sau mic. O să vedem imediat dacă, cum adică să fii cel mai mare și totuși cel mai mic. La un moment dat, un rege a construit un castel și a spus oamenilor din localitate, nimeni nu va participa la acest castel cu absolut nicio piatră. Iar în apropierea castelului voi construi și o mănăstire și nimeni nu va participa cu nici măcar o piatră. Eu am să fac totul din banii mei pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat. Și în noaptea a fost gata castelul și a fost gata mănăstirea și a doua zi trebuia să fie o sărbătoare mare și să inaugureze. Și în noaptea inaugurării, Dumnezeu a venit în vis și a spus, trebuie să pui numele acestei biserici Maria. Și a spus, Doamne, dar cine este Maria? A spus, Maria este vecina clădirii noi pe care tu ai făcut. Și regele a fost puțin indignat și s-a dus dimineața la femeia aceasta și i-a spus, măi femeie, aș vrea să te întreb și eu ceva. A zis, ai pus vreun ban la construcția de aici? Nu. Ai pus terenul la dispoziție? Nu. Dar atunci ce ai făcut? Că Dumnezeu a spus că trebuie să dau numele acestei mănăstiri, numele tău. Ce anume ai făcut tu deosebit? Și femeia a spus, zice, păi știi ce am făcut eu deosebit? De câte ori veneau cărăușii cu cai obosiți, eu le dădeam apă la cai. Un lucru atât de mic, care i-a dus un nume atât de mare. Noi știți ce facem în zilele noastre și mai ales în 2017? Vedeți dumneavoastră, când vorbim despre oamenii mari, noi ne gândim că ăștia trebuie să aibă nu știu ce școli, să aibă nu știu ce bani, să aibă nu știu ce afaceri, să aibă nu știu ce influență, să aibă nu știu ce pregătire, să aibă nu știu ce dicție, să aibă nu știu ce carismă. Apropo că chiar astăzi când veneam pe mașină, mi-am adus aminte că toți era spus la un moment dat, dacă vrei să știi un om cât este de pocăit, nu te uiți la cuvintele lui și nu te uiți nici măcar la faptele lui și te uiți la pasiunea lui. Ați înțeles? Oamenii mari au pasiune mare. Oamenii mari când cântă, deci când intră toată lumea într-o cântare, plâng, când se predică, oamenii se ridică, se roagă. Asta înseamnă măreție, înseamnă și pasiune. Dacă ar fi fost ca să întrebăm evrei, cine este mare înaintea Domnului, evreii ar fi spus, păi mare este Avram.
Păi mare este Moise, păi mare înaintea lui Dumnezeu este David, dar vine Domnul Iisus și spune, mare înaintea lui Dumnezeu va fi Ioan. Leonard Ravenhill, unul dintre marii scriitori care și predicatori ai secolului trecut, a spus la un moment dat așa, dacă poți să măsori soarele cu linearul, cu linia aia de copii, pe Ioan nu-l poți măsura. Eu am intrat în pământ când am auzit lucrul ăsta. Zic, domne, adică nu poți să măsori măreția lui Ioan și poți să măsori măreția soarelui și să-i dai volumul. Zice, pentru că este foarte greu să încerci să-l măsori pe Ioan după standardele lumii moderne. La Iordan, când a venit, toți oamenii erau în stânga, în dreapta, își dădeau coate când îl priveau pe Ioan și spune, zice, cine va fi omul acesta? Zice, va fi mare înaintea Domnului. Și astăzi, când vorbim despre cuvântul acesta mare, noi suntem cam risipitori, aș putea să spunem, cu înțelesul lui. Pentru că noi confundăm de cele mai multe ori, știți ce? Proeminența cu eminența. Noi confundăm de cele mai multe ori că și astăzi noi am crede că cineva mare trebuie să conducă un cult, trebuie să aibă nu știu ce școli de teologie, mai ales în biserică, trebuie să fie ales, trebuie să fie în parlament, asta credem noi, dar la Dumnezeu nu este așa. Și uitați-vă acum, în zilele acelea, Dumnezeu nu a căutat un preot și avea destui preoți. Dumnezeu, ca și astăzi, nu caută un proroc. Dumnezeu, ca și astăzi, nu caută niște oameni care să fie mari și Dumnezeu caută oameni și din oameni vrea să facă lucruri mari. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Culmea este că și atunci și în zilele noastre, dacă ar fi să ne uităm la partea aceasta de măreție, toți oamenii erau mici, e drept ce vă spun eu. Îi spuneam astăzi, cred că ție, Cipriane, îți spuneam că predicatorii mari sunt la biserici mici și oamenii mari sunt la biserici mici, spune Nicolae Iorga, toți oamenii mari s-au născut la case mici. Dar acum a refuzat omul acesta, cum a ajuns omul acesta mare? A refuzat răcoarea pe care o puteau să dea zidurile templului și a ales ca să stea în arșița din pustiu. A ales ca să stea în singurătate, deși ar fi putut să zic să stea împreună cu ceilalți preoți, pentru că venea din familie de preoți. A ales omul acesta pustiul cu tufișuri și soarele dogoritor. Ar fi putut să aibă cadelnița într-o mână, ar fi putut să aibă tămâia în altă mână, dar el a preferat să meargă decât cu un toiac de mărăcine. Omul acesta, când trebuia ca să-și serbeze majoratul și să intre, să zic, în rând cu ceilalții, și-a luat de acasă o haină aspră de cămilă și s-a dus pe calea pustiului și a spus, când eu mă duc înaintea lui Dumnezeu, și a lăsat bătrânii plângând, mă gândeam, nu știu dacă o fi stat pe laviță și dacă au avut laviță evrei, o aveau undeva pe acoperiș, dar și-a lăsat părinții în gânduri. Ani de zile a așteptat părinții lui ca să aibă un copil, să aibă și ei ceva în familie și la un moment dat le-a spus, nu, eu aleg calea la care m-a chemat Dumnezeu. Ai fi putut, Ioan, să vii la templu pentru că ești din familie de preot și poate ai fi ajuns chiar mare preot. Ai fi putut să faci nu știu ce slujbe înăuntru, sub reflectoare, dar a spus nu, eu am să mă duc în pustiu și acolo am să slujesc. N-a făcut omul ăsta școli înalte, dar el a avut școala cu Dumnezeu pentru că în pustie Dumnezeu i s-a reflectat. Uneori să știți că trebuie să fim singuri ca Dumnezeu să ne vorbească. Că mă gândeam acum pe mașină, femeia aceea samariteancă, prostituată aia care ținuse mai mult, răufamata aia pe care toți o judecau în fiecare dimineață, a trebuit ca să ajungă singură la fântână ca să se întâlnească cu Iisus Hristos. Omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit și a fost un om extraordinar. Nu mai vorbim despre el că a fost nazireu. Știți ce vorbim despre el? Că a trăit o viață scurtă, că a trăit numai 30 și ceva de ani. A slujit foarte scurt, 6 luni, dar în 6 luni a făcut ce n-au putut să facă toți ceilalți preoții. Au avut în vremea aceea erau oameni mari de care se putea folosea Dumnezeu și l-a ales tocmai pe Ioan pentru că el putea ca să îndeplinească condițiile acestea de profet al lui. El putea să îndeplinească condițiile acestea de trâmbiță a lui Dumnezeu. L-a ales pe Ioan, știți când? După 400 de ani de liniște. 400 de ani n-a mai vorbit nimeni, 400 de ani n-a mai auzit nimeni în poporul evreu, așa vorbește Domnul, 400 de ani a fost o descompunere, aș putea să spunem, spirituală, deși 400 de ani au curs râuri de sânge de la țap și de la berbeci, 400 de ani de preoție, de ceremonii, de sacrificii, de circumcizii și ce n-a putut să facă 400 de ani de istorie cu milioane de oameni implicați, a putut să facă unul singur și acela a fost Ioan și într-o vreme destul de scurt.
Pentru că, vedeți, omul acesta, așa ne spune Biblia despre el, că a fost mare. De ce a fost mare? Și am stat și m-am gândit și am spus, Doamne, de ce a fost mare Ioan? Ce aș putea să învăț de la Ioan ca omul ăsta mare, care totuși este cel mai mic? Că totuși să fii cel mai mare și să fii cel mai mic. Cum adică să fii cel mai mare dacă ești cel mai mic? Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm în seara asta este că a fost mare în ascultare de Tatăl din ceruri. Și Domnul să ne ajute și pe noi. Că noi putem să fim și noi mari. Că Dumnezeu, când s-a dus, le spuneam de Crăciun la noi la biserică și unde am mai fost, că am predicat de nu știu câte ori. Și l-am spus, eu sunt uimit de surpriza Crăciunului. Cum a putut Dumnezeu să se ducă la Maria și la Iosif, care erau niște țărănei. Și când a venit o țărâncuță și cu o întâmplare plină de rumeguși până opincile pe care le avea și când s-a dus, nimeni, toți a spus, dar cum să se nască un Mesia aici? Cum adică din omul ăsta simplu, da, dar zice, problema, știți care a fost la Maria și la Ioan? Problema de ascultare. Problema aici este la ascultare de Tatăl. Și acum haideți să ne ducem puțin în vremea aceea. În zilele acelea erau doi preoți, niciodată n-au avut evreii doi preoți, Ana și Caiafa, doi mari preoți, iertați-mă, erau în zilele acelea. Dumnezeu nu s-a dus la ei. În zilele acelea erau cinci împărați și doi mari preoți și Dumnezeu îl alege pe Ioan. Așa cum am spus, în zilele acelea erau batalioane de preoți acolo, 1000 de preoți în fiecare zi aduceau jertfe și făceau slujbe la templu cu leviții. Și Dumnezeu se duce totuși și știți ce? Îi spune Ioan, eu vreau să te iau pe tine și tu vei avea un talk show împreună cu mine. Și tu vei veni și vei mărturisi despre mine. Dar știți de ce i-a ales pe Ioan și nu pe ceilalți? Pentru că ceilalți erau plini de religie. Pentru că ceilalți erau plini de dogme, erau plini de doctrine, ei aveau o închinare, ei aveau jerfe, ei aveau tămâie, era să zic lămâie. Cu o fetiță de la biserica noastră din Londra, Abby, a spus, zice că magii i-au adus lui Hristos aur, smirnă și lămâie. Că asta îi aducem noi pocăiții lui Hristos în ultima vreme. Lămâie, acreală, Dumnezeu să ne ferească de lămâie. Erau în vremea aceea, am făcut o mică paranteză aici, erau în vremea aceea oameni care slujeau și făceau slujbe mari, dar ei făceau slujbele unui cult, dar ei făceau slujbele unei doctrine. Nu erau atunci penticostalii și baptiștii și creștinii după Evanghelie și adventiștii și mormonii și martorul lui Jehova și nu știu și nu are rost ca să-i înșire, care zic, noi facem niște slujbe, da? Dar vedeți, oamenii ăștia erau băgați într-o doctrină acolo și Dumnezeu a spus, nu, eu voi scoate oameni mari din afară. Că eu chiar acum am terminat o carte și am spus mulțumesc în cartea asta lui Vladimir Pustan și asta este realitatea, că m-a învățat că eu nu trebuie să merg pe cările bătătorite de altora și trebuie să-mi fac drumuri singur. Și Dumnezeu să ne ajute să ne facem drumuri împreună cu El. Amin? Acum, fraților, vedeți dumneavoastră de unde știu că omul acesta era ascultător de Dumnezeu? De unde știu că el a fost mare în ascultarea de Dumnezeu? Și haideți să ne gândim puțin. Știau marii preoți că Irodiada curvește cu Irod? Că nu putem să spunem că aia era familie. Știau? Câți au predicat împotriva ei? Cât s-a dus să-i spună Irod? Nu-i corect ceea ce faci. Nimeni? Dar omul ăsta s-a dus. De unde credeți că s-a dus? Pentru că asta l-a învățase Dumnezeu. Pentru că asta, în convorbirile cu Dumnezeu, știau rabinii, fariseii, preoții din vremea aceea, cărturarii care studiau legea, știa că poporul duce o viață destrăbălată, știau că au închinări care sunt greșite înaintea lui Dumnezeu, dar câți dintre ei au tras semnalul de alarmă? Știți ce făceau? Fariseii stăteau departe de vameși, nu se apropiau. Știau în vremea aceea că există inclusiv între evrei vameși care se vânduseră romanilor și subjugau pe ei lor. Câți dintre cărturari s-au dus ca să vorbească cu ei? Câți dintre cărturari și farisei și oamenii învățați din vremea aceea s-au dus ca să spună poporului legea lui Dumnezeu așa cum este și despre dragostea lui Dumnezeu? Niciunul. Știți de ce? Pentru că n-ascultau de Dumnezeu. Că spune Dumnezeu acolo că eu vreau ce, ca omul ce să facă? Să nu piară. Eu vreau ca nimeni să nu moară. Eu vreau ca toți, zice, să mă cunoască pe mine. Și nici nu se duceau să spună. Ei se duceau și spuneau numai lucrurile lor. Și noi de multe ori cădem în extrema asta și Dumnezeu să ne ferească să fim neascultători de Dumnezeu la ceea ce ne trimite El și să facem ceea ce credem noi că este bine. Amin? Domnul să ne dea putere în asta. A fost mare pentru că el tot timpul și-a ținut mesajul acela. El nu și-a schimbat mesajul. El n-a făcut un mesaj ca să atragă oamenii care erau în jur. Știa că prin ceea ce spune el nu s-a adaptat la cultura vremii, nu s-a adaptat după trendul societății, nu și-a îndulcit mesajul, nu l-a diluat. N-a spus eu dacă predic altfel, oamenii vor fugi de la mine. Eu predic cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.
Așa a spus și așa trebuie să facem și noi. Și în zilele noastre, atâtea mesaje pe care le diluăm uneori și a atras antipatia până la moarte, pentru că el s-a păstrat, a avut, cum să vă spun, era să zic, rectiliniu, drept pe linia lui Dumnezeu. Și asta învățăm, asta înseamnă ascultarea. Eu nu mă clatin. Pe mine nu mă interesează ce fac unii de Crăciun. Pe mine nu mă interesează ce fac alții de Paști. Pe mine nu mă interesează cum se îmbracă femeile sau bărbații. Pe mine mă interesează să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta fac oamenii mari, fraților. Eu nu mă uit că alții lasă standardele jos, că fac nu știu ce. Eu mă uit întotdeauna că trăim într-o societate și mă uit la tinerii de aici. Trăim într-o societate acum din ce în ce întunericul mai gros, mai gros. Și noi știți ce trebuie să facem? Să fim repere, să fim făclii în societatea asta. Și noi trebuie să luminăm, că lumina, le-am predicat acum pe 2 ianuarie la noi la biserică, lecții de la o lumânare și am aprins o lumânare și le-am spus, lumina, oricât ar fi întunericul de gros, nu poate să dilueze lumina, nu poate să o facă ceață și n-are cum ceea ce este în jur. Dar dacă sunt ascultător de Dumnezeu, voi merge înainte și Domnul să ne ajute la asta. Deci știți ce facem noi astăzi în loc să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu nealterat? Știți de ce l-am îndulcit? Că spune la un moment dat, cred că tot era spus, a zis, dacă mesajele pe care le au pocăiții acum, zice, nu mai sunt nicio travă să o trăvească și zice, s-au obișnuit ca șoarecii cu o travă oamenii din biserici, că nici nu mai moare nimeni, nici nu mai înviază nimeni, deci nu mai face nici rău, nici bine. Acum, omul ăsta, Ioan, da, care a fost un om mare al lui Dumnezeu, el n-a făcut, cum facem de multe ori noi, o predicare, să spunem, pentru relevanță, pentru a-și câștiga numeric, pentru a câștiga oameni, pentru a crește o biserică. Nu, nu, nu. Eu nu zic că este păcat ca să facem lucrul ăsta, dar slujba lui Dumnezeu se face cum vrea El și nu cum vrem noi. Acum, știți, Ioan a început să propovăduiască, așa spune istoria, prin anul 15 al lui Tiberiu, adică anul 25 așa după Hristos, și a început să propovăduiască la Betabara, unde și boteza. Asta ne spune Ioan 1:28. Betabara era undeva la răsărit de Iordan, la vreo 35 de kilometri de Ierusalim, și când au auzit oamenii din popor că Ioan botează, au început să vină puhoi și să se boteze. Și fac o mică paranteză aici. Ioan n-a fost esenian, cum spun unii. Adică el a trăit lângă Qumran, dar n-a fost din secta esenienilor. Știți de ce? Că esenienii nu credeau că o să vină Mesia. Și Ioan s-a dus în pustie și tocmai asta predica. El a crezut că va veni Mesia și el a fost glasul lui Dumnezeu în pustie. Acum ies din paranteza aceasta și reluăm. Ioan a început să boteze evreii și chema evreii și le predica pocăința și le boteza un botez al pocăinței. Două lucruri făcea Ioan și asta trebuie să învățăm și noi, că ăsta este adevărul. A predicat pocăința și împărăția cerurilor. Și el era un om care predica destul de dur în predicarea lui. Era mai excentric, așa, nu se conforma cu ceilalți, până și hainele lui era de, aș putea să zic, de hipster, avea plete, avea o curea lată, nu pot să zic că e de rocker, dar nu era popular în tot ceea ce făcea. Și interesant este că oamenii îl căutau. Și mai fac încă o paranteză. El oficia un botez prin afundare. Și acum vreau să vă spun de ce făcea așa botezul prin afundare. Că se mai făceau botezuri prin stropire. Că știți că Aaron și cu fiii lui, când Moise i-a pus în slujbă, da? Că spunea că trebuie să se spele, da? Atunci mai erau și stropiri, ziceau că e de curăție. A făcut botezul acesta prin afundare. Și haideți să vă spun de ce a făcut Ioan botezul acesta prin afundare din creștet până în tâmp. Pentru că și după botez urma circumcizia. Pentru că lucrul ăsta se făcea neamurilor. Neamurile, când veneau și intrau în împărăția, în răgatul lui, hai să nu zic răgatul, nu crede cineva că e un cuvânt de la Martul Leova, da? Deși e biblic. Când veneau în împărăția lui Dumnezeu neamurile, eu neam din România, mă duceam la evrei, spuneau, vreau să vă părțin și eu poporul lui Dumnezeu. Și atunci spune, ok, pentru că tu ești păgân, pentru că vii din lumea păgână, trebuie să te scufundăm, să te băgăm într-un botez din creștet până în tălpi, apoi va urma circumcizia. Adică trebuie ca să ai ritualul acesta de spălare și interesant este că evreii nu practicau niciodată botezul prin scufundare. Ei știi ce spuneau, dar noi suntem buni, dar noi suntem copiii lui Avram, dar noi ne tragem de nu știu unde, dar noi nu avem nevoie de asta. Și Ioan vine acum și este foarte interesant. Noi, ziceau evreii, noi suntem națiunea cea mai favorizată, cum era românii pe vremea lui Ceaușescu. Avram vine și
Avram, iertați-mă, Ioan vine și le spune, zice, voi trebuie să vă botezați. Cum? Așa cum făceam și cu neamurile. Voi trebuie să vă scufundați. Dar noi nu avem nevoie, că exista prin tradițiile evreie, spune că Avram are puterea de a întoarce un evreu chiar de la ușa Ghenei, ca popii noștri de azi. Pot popii noștri de azi, când moare cineva, să-i scoată, să-i ducă la pășundă verdeață? Pot sau nu pot? Nu pot, ei cred că pot și fac astfel de lucruri. Dar știți de unde, uite de unde se trag ei, de aici, de la evrei care făcuseră atâtea greșeli. Ei bine, în contextul acesta care vi-l spun eu, în contextul acesta Ioan vine și începe să strigă la evrei și le spune, zice, voi ziceți că aveți de tată pe Avram, dar eu îl am de tată pe Dumnezeu. Și zice, voi chiar dacă sunteți din Avram, voi chiar dacă sunteți, mă, din familie de pocăiți, voi chiar dacă sunteți baptiști sau penticostale, voi trebuie, zice, să faceți botezul în urma pocăinței. Voi trebuie să aveți întâlnirea voastră reală cu Dumnezeu. Deci noi nu mai batem cu pumnul în piept acum, zice Ioan, că suntem nu știu ce popor. Noi încă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și când începea să le predice și când începea să strige la ei, pui de năpârci, zice, de ce fugiți de mânia viitoare? Voi credeți că numai o înmuiere în apă și câinii îi muiem în apă. Dar problema este cum trăiești după ce ai ieșit din apă. Dar zice, voi veniți cărturari și farisei să vă botezați și viața voastră nu confirmă chiar dacă ați trecut prin apa botezului. Și când le boteza așa și le vorbea despre păcate și când le spunea Dumnezeu vă știe toate gunoaiele, când făcea lucrul ăsta, oamenii veneau din ce în ce mai mult. Pentru că în biserică Dumnezeu ne spune sunteți păcătoși și greșiți și trebuie să ne recunoaștem lucrul acesta. Și trebuie, zice, vă invit la pocăință și nu știu, dar astăzi suntem la fel ca și ei. Noi ne tragem din moși de moși, din creștini, de nu știu unde, de am venit aici, suntem din biserici mari, suntem din biserici reprezentative. Haideți să vă spun ceva interesant. În urmă cu nu știu câți ani, cineva, un bătrân, m-a propus pe mine ca să reprezint la nivel de România la creștinii după Evanghelie, poate că nici n-ar trebui să zic să chestia asta, mai se și filmează, m-a propus ca să reprezint, să zicem, acolo în județul Prahova, în fine, undeva la Comitetul Național. Știți ce a spus cineva? Nu poate, zice, că nu vine dintr-o biserică reprezentativă. Întrebare, ce înseamnă biserică reprezentativă? Adică ce înseamnă? Că am, nu știu, păi Dumnezeu credeți că ține cont de vremuri, de numere? Nu, Dumnezeu ține cont de oamenii care îi sunt devotați cu pasiune, cum am spus el. Bun, hai să mă întorc aici. Astăzi, așa cum am spus, am început ca să apărăm doctrine mai mult decât un trai care să fie curat. Și religia, uitați-vă, când se apără doctrine, când se apără tradiții, când se apără religie, uitați ce face religia, face inchiziție. Religia este cea care produce talibani, că talibanii din religie sunt. Religia dărâmă turnurile gemene. Religia intră, știți ce face? Intră cu tirul în oameni. Religia, în numele lui Iisus Hristos, a crucificat. Când am văzut la Toledo o catedrală înaltă și cu niște cârlige de fier, cum ar fi astea, și țineau, știți cine, creștinii, când a fost inchiziția, îi țineau acolo până veneau păsările să le mănânce și să le scoate ochii. Până mâncau carne din ei. Și asta a făcut religia și Dumnezeu să ne ferească de religie, că religia poate să ne facă răi, numai harul lui Dumnezeu este cel care ne face bun. Și cine ascultă, da, cine ascultă, noi, Dumnezeu, nu ne-a chemat. Știți ce face religia? Religia spune, la mine nu-mi predici cu cravată, la mine femeile trebuie să stea în partea aia, bărbații în partea aia. La mine zice, nu trebuie să faci, nu știu, asta face religia, dar harul lui Dumnezeu? Religia știi ce spune? Ai păcătuit, nu știu ce, te pun undeva în spate, dar harul lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu n-a avut nicio idee mai bună decât harul pe care ni l-a oferit. Nu cred că există vreo idee mai bună. Harul, iertarea aceasta. Dar spune așa, este problema și de ascultare. Și ok, vedem noi că în momentul în care este aici la Iordan, omul acesta ascultător, o echipă vine și aleargă de la el, Sanheribul, și zice, dar tu cine ești? Zice, tu ești Hristosul? Asta îi întreabă Ioan 1:20. Zice, nu. Atunci, de ce botezi? Pentru că zice, așa am fost trimis, zice, ca să botez cu apă. Așa am fost trimis, dar după mine va veni cineva care va boteza cu foc. Și Ioan a fost cel care a condamnat păcatul, da? Dar culmea este că la Ioan au început ca să vină evrei și au început să vină vame și la Ioan și au început să vină romanii și l-au întrebat ce să facem? Zice, nu mai asupriți, luați numai cât trebuie să luați. Acum nu intrăm aici în detalii cât trebuia să dea fiecare darea în fiecare an. Dar zice, voi ați început să fiți calici. Aveți grijă, zice, tot cum face lucrurile acestea. Și știți ce spuneau toți oamenii, tot poporul și romanii, tot, știți ce spuneau? Ăsta e glasul lui Dumnezeu.
Că oamenii cunosc când este glasul lui Dumnezeu. Credeți lucrul ăsta? Păi când vorbește Dumnezeu, se face distincție, fraților. Și Domnul să ne ajute ca să fim glasul lui. Și fiți atenți, la glasul ăsta lui Dumnezeu ascultător, în fiecare noapte, Erodiada sughița în pat și spune, este glasul lui Dumnezeu. Dar niciodată, nici Erodiada, nici Irod, n-au luat o atitudine că Dumnezeu i-ar fi iertat cu toată curvăsăraia lor. Zice, este glasul lui Dumnezeu. Știți ce spune despre Irod, despre vulpea asta bătrână? Că stătea uneori de departe și l-asculta pe Ioan și chiar îi plăcea când îi condamna pe farisei și pe cărturare. Dar niciodată Irod n-a luat o atitudine. Și Domnul să ne ajute să luăm atitudine noi față de viața noastră. Iubiților, v-am spus, știm, propovăduim asta, Dumnezeu este bun, Dumnezeu iartă, dar să nu uitați, Dumnezeu și judecă drept. Ați auzit? Drept. El acționează în cunoștință de cauză. Nu-l putem acuza pe Dumnezeu că n-ar ști ceva. Nu acționează Dumnezeu după registrele bisericești sau după ceea ce credem noi. Și el spune, zice, eu știu cine ești, eu știu cât ești de credincios sau nu. Eu știu cât ești de ascultător sau nu. Și zice, tu dorești ca să fii mare. Păi cum să te folosesc ca un om mare? Când tu zici, ești mare numai înaintea oamenilor, dar înaintea mea în odăiță, dar în rugăciune, dar în post, dar în relația cu mine, tu ești din ce în ce mai mic. Și Dumnezeu să ne ferească să fim așa. Să ne ajute Dumnezeu să fim niște oameni la fel ca Ioan. Pentru că se vede, deci Dumnezeu știe cât dăm la pungă, cât ne jerfim pentru El. Și altfel, dacă nu facem voia lui Dumnezeu, putem să fim oameni mici. Oricâte galoane, oricâte trese, oricât de generale am fi, oameni mici în ochii lui Dumnezeu. Știți ce îmi doresc de la dumneavoastră? Să fiți oameni mari în ochii lui Dumnezeu. Amin? Și asta trebuie ca să ne cercetăm. Dar să nu faceți nici următorul lucru, că noi când avem autocercetare, uneori avem tendința noi să ne dăm punctaje. Eram la noi la liceu și vine directoarea și zice, fișa de autoevaluare, vă rog frumos, o faceți foarte rapid, nu știu. Și un maestru de la noi de la școală a pus puncte și când le-a adunat, i-au ieșit 104 din 100. Adică atât de generos a fost cu el, păi da, eu niciodată nu-mi iese mai mult de 87 sau 88 și dacă scorec cu mine nici 85 cât ar trebui, minimum de foarte bine, nu mi-ar ieși. Că zice acolo, ați fost, dau așa un exemplu, ați întârziat vreodată la ore sau nu știu ce, păi da, am întârziat de atâtea ori și ar trebui să nu-mi dau punctul ăla. Dar dacă nu mi-l dau, de el și-a dat 104 și cam așa facem noi. Și când vine directoarea, știi ce a zis? Măi, Victore, păi bine mă, zice, n-ai măcar obraz față de oameni ăștia, mă. Dar chiar așa, mă, știți ce? Cam așa ne zice, nu, bine, zice, Nicule, Cipriane, Bogdane, nu știu cine. A, bine mă, dar n-ai obraz, dar zice, tu crezi că eu nu știu, mă. Dar chiar așa, mă, hai mă, că ai mai umflat ceva. Dar chiar până acolo, la, zice, se depășești chiar și baremul. E, vedeți, asta ar trebui ca să învățăm noi, să fim corecți și ascultători de Dumnezeu. Iosefus Flavius, un istoric evreu, spune așa despre Ioan. Era un om bun, ce a cerut evreilor să practice virtutea, să fie drepți unii cu alții și pioși față de Jehova. Și Ioan a rămas mare înaintea lui Dumnezeu pentru că a fost ascultător întotdeauna de Dumnezeu. A știut porunca aceasta, duceți-vă, da, în toată lumea și propovedeți Evanghelia, dar a știut și porunca acestea și să rămâneți în el, că orice mlădiță rămâne în butuc ca să poată să aducă roadă. Acum noi să ne și ducem și să și rămânem în el. Și Domnul să ne dea rezultate la fel ca Ioan. Știți câți mii de oameni s-au pocăit pentru că Ioan a fost ascultător? Unul singur dacă este ascultător, unul singur dacă face voia lui Dumnezeu, o singură lumânare poate să aprindă mii de lumânări. Al doilea lucru care îl învățăm de la omul acesta mare a fost mare pentru mărturisirea care a avut-o față de Fiul. Pentru că a coborât în cele din urmă și Domnul Iisus la Iordan ca să se boteze. Și acum mai fac o paranteză aici. De ce s-a botezat? Avea nevoie de botezul ăsta? Cea mai bună explicație care am găsit-o eu este că Hristos, unii zic, s-a botezat să ne botezăm și noi. Nu, nu. În slujba de mare preot nu intrai nebotezat. Și Hristos a făcut lucrul acesta pentru că trebuia să intre în slujba aceasta de mare preot. N-avea nevoie de ea, cum n-avea nevoie nici să se întrupeze pe pământul ăsta. Dar le-a făcut ca să înțelegem noi mai bine cum Dumnezeu a trecut prin toată prisma aceasta de om. Cineva
a zis că, zice, nu era levit. Zice, nu era levit Iisus Hristos și de-aia trebuie să facă botezul. Nu. Dar dacă ne uităm foarte bine în Biblie, noi când citim genealogia Mariei, vedem că Maria vine din preoți și Iosif vine din regi. Deci Hristos a fost și pământește, să spunem, și rege și preot din lucrurile acestea. Și gata, termin cu parantezele. Vine Domnul la el și când vine la el, Ioan inițial, deși Dumnezeu îi vorbise că o să vină într-o zi cel căruia trebuie să-i pregătească calea, omul acesta începe să se opune și spune: eu nu sunt vrednic de tine, eu nu sunt vrednic ca să deschid sandalele, pentru că sclavii erau cei care își descălțau stăpânii și sclavii rabinilor făceau orice lucru făceau sclavii pentru rabini, dar nu îi descălțau. Asta am întâlnit. Și acum Ioan vine și spune, zice, eu nu sunt vrednic nici nu măcar lucrul ăsta ca să te descalți. Și vine Hristos și când vine Hristos în fața lui, aude glasul real de la Dumnezeu și spune, el este mielul. Când vine Domnul Iisus, Ioan știți ce face? Îl declară, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Asta spune Ioan 1:29. Zice, eu nu-l cunoșteam, dar glasul acela lui Dumnezeu mi-a zis, acela peste care va veni Duhul Sfânt în chip de porumbel, acela, zice, când va fi botezat cu Duhul Sfânt, acela este mielul. Și iată mielul, ăsta este cel mai bun răspuns și răspunsul la toate întrebările vieții. Și acum, Hristos a venit, fiți atenți, după ce poporul a început să se boteze, a venit și Hristos să se boteze. Că așa spune că în urmă a venit și Iisus la Iordan. Dar știți de ce? Că poporul avea pocăință, dar nu avea mântuitor. E foarte interesant. Și a venit și a spus, stai, dar eu sunt mântuitor. Am venit să vă aduc și mântuire. Păi tu te pocăiești, dar zice, trebuie ca să fie un mântuitor, trebuie să fie o jertfă plăcută, trebuie să fie o jertfă primită. Și Ioan, când a venit Domnul Iisus, a ales ca să-l prezinte. Și dacă s-ar fi prezentat el singur, Hristos, nu cred că poporul ar fi acceptat așa cum l-a prezentat Ioan. Pentru că în momentul când se duce în sinagogă Domnul, Luca 4, nu mai știu, cred că la Capernaum, când deschide sulurile cărții și spune, în sulul cărții este scris despre mine, dumneavoastră știți ce ceartă s-a iscat, ce scandal că l-au dus până pe buza prăpastiei. Dacă s-ar fi dus și ar spus, eu sunt mielul lui Dumnezeu, eu sunt Mesia, eu sunt cel care ridică păcatul lumii, nu cred că ar fi fost, adică n-ar fi fost primit de oameni, dar a trebuit ca să fie un martor, adică Ioan. Și prin asta Ioan a fost mare, pentru că l-a mărturisit public pe Hristos ca Mesia. Pentru că oamenii mari îl mărturisesc public pe Hristos, nu țin cont de ceea ce spun alții, nu țin cont de opreliști, nu țin cont că Uniunea Europeană vrea să, nu știu, eu am rămas trăznit când am auzit lucrul ăsta, că Uniunea Europeană interzice inclusiv botezul copiilor mici. Da, noi nu suntem de acord cu el biblic, dar Uniunea Europeană vrea să-l interzică, zice, nu domne, că e forțat. Păi cum adică domne, la catolici și la ortodoxi care de 2000 de ani botează, vii tu să-mi dai tu nu știu ce lege mie acum că forțez eu un copil că nu știu, ca să nu devină mie catolic sau nu știu când. Dar vedeți, în fața la descrierații ăștia, că n-am cum să-i numesc altfel, la cei care vin cu transgender, cu familiile astea, cu bărbat, la ăștia noi trebuie să ținem față și știți cum ținem față? Propovăduindu-l pe Iisus Hristos. Nu Mahomed, nu știu ce legi, nu știu ce filozofii, și Iisus Hristos. Și întotdeauna cine a stat alături de Iisus Hristos, toată declarația lui, toată viața lui, toate principiile lui au rămas întotdeauna în picioare. Și Ioan a rămas în picioare că a făcut lucrul acesta. Mesia era așteptat, iar Ioan Botezătorul a știut că va veni, de aceea spune, zice, nu sunt eu Mesia și cel ce vine după mine. Și Ioan a înțeles calea asta a Domnului. Știți care era calea Domnului? Trebuie să fie mărturisit Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos este lumina și trebuie să vorbim despre ea. Și să știți că am o durere în suflet că în ultima vreme, chiar noi, nu, eu nu zic neoprotestanți, eu zic evanghelici, comuniștii ne-au numit așa, așa e frate Alin. Eu zic evanghelici, noi pocăiți, să spun așa, nu contează acum. Noi am început să nu mai mărturisim Domnul pe Iisus Hristos. Ne este greu și cu colindu, măi oameni buni. De colind, nimeni nu te aruncă în stradă. Este cea mai bună ocazie în care poți să intri în orice casă din Oradea. Și nouă ne este greu să mergem și cu colind. Nu este greu să evangelizăm. Ne este greu ca să ne ducem măcar cu o broșură. Ne este greu să ne oprim din timpul nostru și să vorbim cu alții. Dar dumneavoastră gândiți-vă, ați fi fost în seara asta aici, dacă cineva nu și-ar fi rupt din timpul lui ca să-ți vorbească despre Iisus Hristos? Am un prieten stelică, e profesor de sport la Codrea, și când a fost în America și a ajuns loser și a ajuns cu aurolaci și a ajuns să trăiască cu gândaci și greu de tot, a spus, măi, când m-am întâlnit
întâlnit cu Dumnezeu, un corean, 3 ani, Nicule, în fiecare miercuri seara, venea la mine acasă și 2 ore făceam studii biblice cu el. 3 ani! Adică și-a rupt din timpul ăsta, pentru că știți ce trebuie? Noi trebuie să-L mărturisim pe Hristos și cu gura și cu faptele. Și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Domnul să vă ajute să-L mărturisiți și mai bine anul ăsta. M-a sunat cineva pe mașină acum să-i spun ceva la o predică și a spus, mă, nu știm că sunt copii tineri de-ai noștri care nu mai vin în biserică, care pleacă. Ce să facem anul ăsta? Și am spus, punctul 1, iubește-i mai mult decât ai făcut-o până acum. Mărturisește-le mai mult decât ai făcut-o până acum. Soției, arată-i mai multă dragoste decât i-ai arătat până acum. Arată-i încredere soțului mai mult decât până acum. Și o să-l câștigi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și în ultima vreme, nu știu, parcă tot facem așa pentru noi, în loc ca să facem pentru Hristos. Și am început să ne împărțim de asemenea. Spun, eu salut Chifa, eu salut Pavel, eu sunt baptist, eu sunt nu știu cum, eu sunt evanghelist, eu sunt nu știu ce, eu sunt păstor. Mă, oameni buni. Nu ne-a chemat Dumnezeu la asta. Dumnezeu ne-a chemat să-L mărturisim pe Iisus Hristos și Domnul să ne ajute să facem asta. Oamenilor li se propovăduiește Evanghelie, tradiții, teologii, dogme, dar oamenii au nevoie de Iisus. Și când vom înțelege asta, un turist, într-o zi un turist de la noi din România s-a dus prin Anglia. Bă, vreau să văd și eu, zice Big Ben, vreau să văd și eu nu știu ce. Când a ajuns până Londra, a început o răpăială de ploaie, numai englezii au ploaie, da? Atunci, el foarte rapid când a văzut răpăială, nu, așa, și vizitând astea, a ajuns la o catedrală uriașă. Când a intrat în catedrală, a venit cineva, i-a spus, avem vitralii nu știu de unde, orgă de la 1800, aici a predicat cu tare, aici a fost nu știu ce episcop, aici s-a căsătorit nu știu cine. Omul a rămas foarte impresionat. S-a uitat tot felul de sculpturi, marmură. Când a ieșit de afară, a zis, Doamne, ce catedrală uriaș, ce biserică mare. A mai mers și a început o ploaie foarte rapidă, rece, și ăsta s-a uitat stânga-dreapta și a văzut undeva church, hall, nu știu ce. A zis, ce mai fi? Păi de ce intru aici? Când a intrat niște negri, erau la închinare. Când au început negrii să bată din palme, să cântă cu tamburinele, să strige pe Dumnezeu, să ridice mâinile în sus, să țipe cât poate negri, să se roage. Când a coborât Duhul Sfânt peste ei, a coborât și peste omul ăsta, a început să se bucure, să cânte. Când a ieșit de acolo, știți ce a spus? Ce Dumnezeu mare! Avem nevoie de un Dumnezeu mare, că biserici mari avem. Avem nevoie, avem un Dumnezeu mare, dar trebuie ca să-L avem noi personal. Și Domnul să ne dea putere să putem să-L mărturisim. Pentru că nu mai este nimeni ca Iisus Hristos. Cine mai este ca Iisus Hristos? Cine a mai mers vreodată pe ape? Cine a mai poruncit vreodată unui lepros să poată să-i pice lepra? Cine a mai putut vreodată din câteva pâini să mulțească, să mănânce 12.000 de oameni? Și cine vreodată a putut ca să învieze? Și ăsta este Iisus Hristos. Când întreabă la o conferință în America, toate religiile lumii s-au strâns și au vorbit despre binele lumii, despre pacea lumii și întreabă la un moment dat să ridică un pastor baptist. Acum nu pot să spun că era altceva, că baptist a fost. Să ridică și el trebuia să vorbească pentru creștini. Și a zis, vreau să vă pun o întrebare. Zice, cine, zice Macbeth din William Shakespeare, care și-a omorât soțul și era plină de sânge pe mână, cine poate să-i spele, zice, sângele după mâinile lui Macbeth? Și a înghețat toată lumea. Și a spus, unul singur poate. Și acela este Iisus Hristos și cu ce e mai suprem creștinismul decât orice religie a lumii. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ales, că El ne-a ales ca să facem parte din armata sa. Dar știți ce? Ar trebui ca să-L mărturisim tot timpul. Nu trebuie să fii predicator, să ai în cap nu știu ce legi, să vorbești pe puncte. Mărturisește-L ce a făcut Dumnezeu pentru dumneata. Cum te-a scos din păcate, cum te-a schimbat viața. Mărturisește-L. Și oamenii îl vor găsi și îi mulțumim pentru că face asta. Asta sunt oamenii mari. Oamenii mari mărturisesc în continuu oriunde. Al treilea lucru pe care vi-l spun în seara asta, a fost mare pentru că a știut să se facă mic. Și noi tocmai asta nu vrem să învățăm. A fost mare că a știut că să se facă mic. Ioan Botezătorul era la Enom și aproape de Salim undeva și acolo a auzit că botează Domnul Iisus Hristos, da? În Iudeea. Și au venit niște ucenici la Ioan și i-au spus lui Ioan, zice, învățătorule, cel ce ai mărturisit, zice, cel pe care l-ai mărturisit tu, a început ca să boteze tot și el. Și zice, știi ce se întâmplă? Toți oamenii au început să alerge la el. Avea altă dulceață Hristos. Hristos nu cred că a strigat vreodată de pui de năpârci. Da? Avea altă dulceață și oamenii au început să alerge la el. Spune în Ioan 3:22. Și atunci Ioan dintr-o dată se luminează la față și spune, zice, nu sunt eu Hristosul și cel trimis de dinainte el este. Și în versetul 30 spune acolo, el trebuie să crească și eu să mă mișorez.
În momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos, El trebuie să crească, El să se vadă mai mult și să nu ne vedem noi. Și oamenii mari știu că știu să se micșoreze. Cu cât crește Hristos, cu atât Ioan devine din ce în ce mai fericit. Și Ioan, atât de mic, începe să se facă mic și Hristos din ce în ce mai mare. Și asta este atitudinea pe care trebuie să o avem noi. El pe locul întâi, El să urce. Știți ce m-a uimit? Am scris un articol eu despre scara lui Hristos. Și m-am uimit că am spus, noi, ca de buni, ca disperații, alergăm să urcăm cât mai sus, ca să fim mari. Și Hristos coboară pe scara vieții cât mai jos, ca să fie mare. Adică Hristos mă învață pe mine că eu trebuie să cobor să fiu mare și eu fac tocmai invers. Asta este scara inversată. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Știți ce? Să putem să rămânem în urmă, fraților. Să putem să-L lăsăm pe El pe locul întâi sau pe alții pe locul întâi. Dumneavoastră știți că era o mașină pe la noi, Olsitul, numai Oltenii, și mi-a zis cineva, zice, mă, dar zice, dar de ce la Olsit, Oltenii, zice, au vrut să-l facă de 7 metri de lat și numai de 1 metru lungime? Păi zic, nu știu, zice, pentru că au vrut ca să pună toate scaunele în față, că au vrut ca toată lumea să fie în față. Și eu m-am gândit, zic, mă, nu știu unii acum, Ciprian, nu-i problema. Zic, nu știu unii de ce vor ca să aibă mai multe scaune aici, știți? Pentru că cât mai mulți vor să fie, să stea în față, da? Adică noi am băgat Olsitul în biserici. Oh, nu știu câte canapele. Nu, i-am spus lui Ciprian, eu aș fi vrut ca să stau acolo. Acum mă ierți lucrul ăsta, mi-e prieten și de-aia am spus chestia aceasta, da? Avem tendința aceasta în față și locul 2, în umbră, nu mai vrea nimeni. Dacă privim atent și analizăm oamenii în zilele noastre, așa vor să fie, sub reflectoare, tot timpul pe scroll, tot timpul la știri, tot timpul la anvoane. Vine la un moment dat Vlad Țepeș și îi cheamă, măi Catinca, măi, ia vină, măi, o slujitoare, dar îi zice, mă, ia uite-te tu la tronul ăsta al meu, zice, este dat cu aur, mă? Este dat cu miere, mă. Și zice, nu, zice împărate, nu, cum să fie dat cu miere? Zice, nu l-a atins nimeni cu miere. Atunci ce au, mă, toți slujitorii de, zice, vor să-mi ia tronul, mă. Și eu mă gândeam după aia, zic, și zice, știi ce zice Vlad Țepeș? Mă gândeam, Vlad Țepeș, ia pune mâna și dă-l cu păcură, mă. Ia de Cipriane cu păcura aceea, acum mă iertați. Ia să dăm noi cu păcură pe anvoane, să vedeți, mai avem aici dorința aceasta. Acum, nu am ceva cu cine are, că cine vrea să fie episcop, bun lucru dorește, da? Dar vreau să spun, nu noi trebuie să ne vedem, ci Hristos trebuie să se vadă. Ca în Areopag în Atena, când predicau filozofii, când vorbeau, spune că stingeau lumina și spune, nu vreau să auziți decât glasul. Că noi am vrea în biserici să se audă decât glasul lui Dumnezeu. Eu nu spun că rândul 1 este greșit, dar trebuie să fii motivat ca să faci lucrul acesta. Ioan era un om cu cunoștință și un om plin de Duhul lui Dumnezeu, încă din pântecele mamei sale, Elisaveta. Pentru că el era vocea lui Dumnezeu. Spune în limba greacă aici la vocea lui Dumnezeu, fone, adică difuzor. Era difuzorul lui Dumnezeu. Dar Ioan a știut că cea mai mare bucurie în viață nu este să urci și să știi să cobori și să știi să fii smerit. Și să prindă, așa cum zice Pavel, Hristos să prindă chip în noi și trebuie să crească. Și Ioan Botezătorul n-a predicat niciodată nici în megacerciuri, n-a predicat niciodată decât în condiții de-astea grele, dar n-a fost într-o metropolă uriașă și în pustiu, a făcut voia lui Dumnezeu și a fost un om mare. Și slujba lui n-a fost, cum să vă spun eu, o greutate, o povară. N-a spus niciodată, fac dacă mi se face. Fac lucrul ăsta dacă eu primesc nu știu ce. Nu, a spus, eu fac, că asta face pasiunea. Fac din dragoste și fac pentru Dumnezeu și Dumnezeu să se folosească, zice, de mine și să se folosească și de noi. Și când vine Hristos în scenă, știți ce spune? Gata, eu acum ies. Că la un moment dat când și Ilie pe Carmel, când a făcut altarul acela și a turnat vedre de apă în continuu, el s-a dat un pas lateral dreapta și a spus, Doamne, eu din scenă, acum am focul să coboară de la tine. Ar trebui să știm să ieșim din scenă și cu capul sus chiar, că unii ies cu coada între picioare. Ar trebui să știm să ne dăm la o parte și să-L lăsăm pe Dumnezeu ca El să se vadă. Și Hristos vine și ne spune așa, când faceți un lucru pentru mine, să nu știe stânga ce face
dreaptă. Să nu trâmbițați. Să nu vă apucați acum să vă faceți selfie-uri cu cei la care le duceți cadouri. Să nu vă apucați acum, zice, să umpleți voi internetul și nu știu pe unde, să mai dați și idei la alții cu lucrurile grozave pe care le-ați făcut. Nu strâmbița bunătatea. Nu-ți etala reușita. Nu-ți umple avizierul bisericii cu tot ce... YouTube-ul. De ce? De ce să faci chestiile astea? Pentru că noi când le facem astea, nu se mai vede Hristos. Ce-am vrea? Că în tot ceea ce facem noi să se vede El. Nu ține cum făcea un bătrân când l-am văzut odată la noi la biserică, că 100 de lei în carte de cântări, cânta cu carte. Păi de ce să vadă toată lumea la colecte cât poți tu? Nu! Pentru că Dumnezeu știe. Și Dumnezeu știe și inima. Și Dumnezeu știe orice sacrificiu. Și Domnul să ne dea putere să învățăm. Să învățăm fraților de la Anania și Safira. Spune la un moment dat acolo... despre ei, Max Lucado zice că dărnicia, fiți atenți, dărnicia lui Anania și Safira a fost, în limba greacă cuvântul este folosit, hipocritos, adică niște actori falși. Și Hristos spune că nu vrem ca să fim văzuți de oameni și să fim văzuți de El. Și Ioan, tot ce a făcut, s-a zmerit și a fost văzut de Dumnezeu. Și mulțumim pentru că a făcut lucrul ăsta. Să faceți lucruri bune. Amin? Să faceți lucrurile bine. Amin? Dar să le faceți fără ca să vă vadă nimeni. Și eu la fel, și toți să facem așa. Și Hristos să treacă, să crească. Vă dați seama dumneavoastră dacă fiecare dintre noi am avea această atitudine a lui Ioan, da? De a ne face mici, acasă, în biserică, în societate, la muncă, ca Hristos să crească și noi să coborâm, da? Atunci am fi niște oameni sfinți și atunci... am crește și vrem să creștem înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun un lucru. Dumneavoastră, nu știu dacă ați auzit legenda locului în care a fost construit templul de la Ierusalim. Spune, la Richard Wurmbrand am citit lucrul ăsta și spune că pe locul ăla al templului era o gorul la doi tineri. Și ei au cultivat grâu și l-au strâns grămezi și n-au mai avut timp să-l ducă acasă. Și unul dintre ei era căsătorit și unul nu. Și noaptea, când ăsta căsătorit stătea în pat, a zis, mă, dar eu am făcut grămadă egală cu fratele meu necăsătorit. Și atunci zice, este nedrept, pentru că eu am deja casă, eu deja am o soție, el n-are nici soție, n-are nici casă. Și zice, știu ce am să fac, am să mă duc în noaptea asta și o să iau niște măsuri de orez de la mine, de orz, iertați-mă, și o să pun în grămada lui. Și când s-a dus acolo pe teren, fratele lui care era acasă mai mic, a spus, mă, dar nu-i corect, mă, dar fratele meu are familie, mă, dar are casă, mă, are soție, are copii. Ia să mă duc eu acum să pun niște măsuri de orz de la mine la el. Și când s-au dus acolo, zice că s-au intersectat când unul își ducea altuia orzul. Și atât de mult i-a plăcut lui Dumnezeu lucrul acesta încât a spus, terenul ăsta este sfânt și aici va locui casa mea de domnie în veac. Adică Dumnezeu vede și Dumnezeu apreciază și Dumnezeu știe când facem lucrurile acestea frumoase. Ioan a fost mare pentru că a ascultat de Tatăl, pentru că l-a mărturisit pe Fiul și pentru că a știut să se facă el mic ca Iisus să crească. Și a trăit și o viață interesantă. Și vă mai spun un lucru în seara aceasta despre Ioan, acesta botezătorul. A fost mare pentru că moartea sa a fost mai interesantă decât viața sa. A fost mare pentru că moartea lui a fost mai interesantă decât tot ce a făcut în viața lui. A fost un ascet devotat. A spus întotdeauna adevărul. Nu și-a răsfățat, aș putea să spun, niciodată pielea. Nu și-a arogat niciodată meritele. A trecut prin greutăți, dar n-a cerut nimic niciodată. A trecut prin atâtea, Ioan, și te-ai fi așteptat ca el. Da, un om despre care îngerii spun că va fi mare în împărăția Domnului, că îngerii au venit și au spus Zaharia, da, că Hristos îl declară că este cel mai mare om care s-a născut din femeie, că așa spune Iisus Hristos despre el în Biblie. Te-ai gândit că un astfel de om va fi îngropat cu onoruri militare. Va fi îngropat cu, nu știu, să spun așa, cu nu știu ce cinste, cu salve de tun, că Ioan îi se va face statuie. Și Ioan a pierit cu capul pe farfurie. Asta e povestea lui Ioan pe care am învățat-o în seara asta. La un moment dat a venit Irodiada și cu Salomea și în ziua de naștere a lui Irod sau zi aniversară, ce avea dacă numai regii își sărbeau ziua aniversară în ziua aceea, adică în vremul acelea, când a dansat așa de plăcut Salomea în fața lui Irod, vine și spune, zice, ce vrei să-ți dau? 50% îți dau din regat. Îți dau tot aurul dacă vrei, îți dau castele, te pun să conduci
te pun, nu știu, îți dau templul de la Ierusalim dacă vrei. Ce vrei să-ți dau? Că zice, am putere ca să-ți dau. Și ea vine și spune, zice, dăm capul lui Ioan. Păi zice, cum așa? Dăm capul lui Ioan. Mă interesează, zice, decât capul Sfântului ăsta. Și l-a plătit capul lui Ioan cu un dans. Pentru că diavolul așa ne apreciază pe noi. Cât costă un sfânt? Un dans din buric care l-a făcut Salomea? Cât costă un sfânt? 30 de arginți cum a fost vândut Iosif? 30 de arginți cum a fost vândut Iisus Hristos? Sau pe o mâncare cum vând unii? Sau pe o funcție? Cât costă un sfânt? Și în seara asta la asta vrem să ne gândim. Dumnezeu să ne dea putere, fraților. Știți ce? Să trăim și noi ca Ioan. Ioan a intrat în cer prin capul lui, prin prețul lui, pe capul lui pe farfurie. Dar eu intru în cer și dumneata, pentru că a murit Iisus Hristos pe cruce. Și asta e sfânt. Le spuneam acum la o biserică zilele trecute, le-am spus, măi, a venit la un moment dat un satrap, un gras de ăsta de sultan, și avea vreo 120 de kilograme. Și se punea în taler când era ziua lui de naștere și spunea în partea aia, zice, să-mi pui aur. Cât? 120 de kilograme. Și asta mai mânca, mai bea apă mai multă ca să aibă mai mult să câștige. Și zice, dar de ce vrei așa? Pentru că asta e valoarea mea și mă plătiți pe mine în aur. Și am stat acasă și m-am gândit, valoarea ta? Ce? 120 de kilograme de aur? Dar zic, sultanule, nu numai că ești nebun, dar de ce nu-i fi trăit, mă, în zilele mele ca să poți să-ți scriu un e-mail sau să-ți aduc aminte cât este de că sufletul tău, dacă îl pui într-un taler, este mai greu decât 120 de kilograme de aur. Și acum, dumneavoastră, știți cât este de greu sufletul? Japonezii și chiar și americanii au făcut niște măsurători în momentul când moare cineva. Și în momentul în care cineva a murit, în secunda 2, au cântărit după ce a ieșit aburul ăla din el. Știți cu cât erau mai ușor? Cu 0,6 grame. Că atât are sufletul. Nici măcar un gram. Și în talerul ăla, dacă pui 120 de kg de aur și un gram sufletul, este mai greu un gram de suflet decât 120 de kg de aur. Este mai greu un gram de suflet care l-am eu în mine și în dumneata decât toate avuțiile din România, decât toate Oradea la un loc, decât nu știu ce să vă mai spun. Știți, pentru sufletul ăsta subțire în mine, ușor, pentru sufletul ăsta a venit Hristos să moară la Golgota cu un preț. Știți de ce? Ca eu să fiu mai mare decât Ioan. Ca dumneata să fii mai mare decât Ioan. Mă bucur că Ioan a știut să lase în urmă o poveste, o istorie. Și asta a lăsat-o pentru Dumnezeu. Au fost și preoți în vremea aceea și au lăsat și istorie. Dar nu pentru Dumnezeu. Că fie că vrei, fie că nu vrei, vei scrie istorie. Dar știți care e întrebarea mea în seara asta? Pentru cine scriem noi istorie? Pentru cine am scris până acum? Pentru cine scriem de mâine? Pentru Hristos? N-ai cum. Un creion care scrie istorie este într-o mână și fără mână el nu poate să scrie. Și fără Dumnezeu eu nu pot să scriu istorie. Dar pot să scriu în mâna diavolului. Și aș vrea ca nimeni să nu fie în mâna lui. Eu aș vrea în seara asta, așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă când am venit la dumneavoastră să vă vorbesc cum să fii mare, dar mic. Aș vrea în seara asta să învățăm de la Ioan. Să ascultați de Dumnezeu în totul totului tot. Amin? Să îl mărturisiți pe Iisus Hristos în toate împrejurările. Și să vă țineți legați de Hristos atunci când El trebuie să iasă la vedere. Lăsați-L pe Hristos să se vadă. Și Hristos în voi, așa spune Pavel, nădejdea slavei. Acum nu știu câți dintre noi vom ajunge ca Ioan, să zicem, la martirizare, dacă vom ajunge sau nu. Că a trebuit să plătească cu capul lui și nouă ne este greu să plătim și o pungă de dulciuri cuiva când este Crăciunul. Că apropo, cineva din România, un tânăr, bun predicator, a scris acum pe internet până în Crăciun că vrea să ducă niște dulciuri undeva în Oltenia. 75.000 de vizualizări a avut. Numai 50 de inși au donat. Dar i-au făcut foarte multe comentarii. Știi ce spuneau? Păi ce vrei să le faci diabet? Păi ce zice, au euri? Păi au nu știu ce lucruri. Mă întâlniți? Mă înțelegeți? Adică știți ce vrem să facem noi? Noi am vrea, zice, să avem o viață mare, dar să nu trăim cu un caracter mare. Domnul să vă ajute. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni mari. Amin? Că ne-am săturat de cât suntem copii. Ne ridicăm în seara asta în picioare.